Salariile românilor au crescut în mare parte din țară. Capitala rămâne principalul oraș în care se câștigă cel mai bine, urmat de Cluj-Napoca și Timiș. Salariile din București au depășit 1000 de euro net pe lună, iar cele din Cluj au ajuns la 4800 de lei net. Pentru tinerii din provincie, când vine momentul să părăsească satul natal, opțiunea numărul 1 reprezintă unul dintre marile orașe ale țării. Asta pentru că acolo se câștigă cel mai bine. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, salariile din București au crescut cu 15% în septembrie 2022 față de aceeași lună anului 2021. Mai exact, un angajat din capitală câștiga în septembrie peste 5200 de lei. Și în Cluj, Napoca și Timiș, salariile au crescut cu până la 13%, astfel că salariile din Cluj au ajuns aproape de 4800 de lei net. În Timiș, salariul câștigat este de aproape 4300 de lei net. O creștere impresionantă a salariilor a avut loc și în Sălaj, acolo unde au crescut cu 25% în luna septembrie 2022. Din urmă vin și Covasna cu o creștere de 20%, dar și Sibiu cu o creștere de 19%. În schimb, în județele Harghita, Vâlcea și Tulcea au fost înregistrate cele mai mici salarii. O creștere s-a resimțit și la numărul angajaților. În București lucrau aproape 1,06 milioane de persoane în septembrie 2022, mai mult cu 5.245 față de anul trecut și în Cluj-Napoca lucrau aproape 275.000 de salariați, mai mult cu 8.800 față de anul trecut.